Așadar, pornim la... Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, tema pentru acasă, te rog, începem. La geometrie sau la altă? La geometrie. Bun, geometrie. Te rog. A, B, C, D, dreptunghi. Problema... 20. Problema 20, la pagina... 126. Cât 126, care sună așa. Triunghiul ABCD, dreptunghi și isoscel. În ipoteză, triunghiul ABC. ABC. Dreptunghi și isoscel. Dreptunghi și isoscel. Da. Da? Adică unghi măsura lui A, cât e vârful A, egal 90 de grade, și AB egal cu AC, cele două, da? Ca model, nu știu dacă avem aici, uite-l avem aici. 45. Asta e dreptunghic și isoscel. Da. Astea, doar tetele sunt egale, da? AB egal cu AC. Da. Apoi. Un punct al ipotenuzei BC. Cum? Un punct al ipotenuzei BC. La întâmplare. Da. M aparține lui BC. MN perpendiculară pe AB. MN perpendiculară pe AB. M, P, pe AC. M, P, perpendiculară pe AC. Și P aparține lui AC. P aparține lui AC. Să arătăm că MN plus MP. În concluzie. Da. Să arătăm că MN plus MP. MP. Este constantă. E egal constantă. Ce înseamnă? N-am făcut constant. Da, același lucru tot timpul. Adică mă a fost la întâmplare. Da. Și dacă adunăm, indiferent îl punem pe M, îl punem mai la stânga, mai la dreapta, îl mișcăm pe M, pe BC, hai să facem problema. Îi spune așa, să dăm un triunghi dreptunghic isoscel. Așa mi-ai spus. Da. A. A, B, C. Deci o triunghi dreptunghi isoscel. Și M luat la întâmplare, nu la mijloc. N-a spus fie M la mijloc. Da. A spus unde vrei tu, vrei ea. M aici. Da. M N perpendicular pe AB. Da. Mai întâi ducem M N perpendicular pe AB. Mână perpendicular pe AB. Și MP pe AC. Și MP perpendicular pe AC. MP perpendicular pe AC. Să arătăm că mână, adică asta și plus asta, e totdeauna constantă. Da. Deci cele două adunate, mână și MP, dau același lucru. Te rog. Cum gândești acolo? Ce pare a fi figura dreptunghi. Un dreptunghi. Poți să-l demonstrezi? Că dreptunghi? Păi ar trebui să arăt că știm că A egal cu 90 de grade. Da. În primul rând trebuie să arăt că e paralelogram. Sigur. Ori arăt că două laturi opuse sunt congruente, adică NA congruent cu MP. Așa. Sau arăt că unghiurile alăturate sunt suplimentare. Deci o arăt de două laturi opuse congruente, să fie congruente două câte două, adică da. Asta cu asta, asta cu asta, da? Ori arăți
Că unghiurile adiacente sunt suplimentare. Suplimentare. Da. Păi asta ar fi cea mai bună, pentru că știind că A este 90 de grade, da, îl constrânge pe pus să fie 90 de grade. De ce? De ce? Pentru a forma un păi nu, păi, din alte informații să ai tu din 90 de grade, nu că îl constrânge să fie și el 90 de grade. Păi tu da, din... îmi spune că trebuie să fie suplimentare. Și 980 scad 90 și păi este la 90. Păi nu, dragule. Tu dintr-un alt raționament să ai 90 de grade acela. Ești din alt motiv, nu din chestia asta. Deci să raționezi într-un alt mod ca să arăți că e 90 de grade. Deci nu în varianta asta că tu ai nevoie de 180 de grade și iată ai 180 de grade. Deci, nu. Dar uite ce am făcut noi. Trebuie să spui ce am făcut. Am tras perpendicularele. Păi, ce înseamnă perpendicular? Pot să arăt că sunt paralele. Nu A cu M, P. Ai. Dar nu știu, o să ale P. Păi ce înseamnă perpendicular pe o dreaptă? Uite, am... pornează un de 90 grade. Păi, zi. Adică ce ai tu? Atunci măsura lui P egal de 90 de grade. Deci aici este 90 de grade. Și nu tot 90 de grade. Și nu tot 90 de grade. Păi și nu vreau să te pare 90 de grade. Și atunci este dreptunghi. Deci este? Dreptunghi. Dreptunghi. Da. Asta, din raționamentul ăsta. Nu, da. Nu că fac... Fac suma, ai nevoie de 180 grade și de aceea e 90 de grade. Nu, din ce ți se dă nepoteză. Da. Da? Deci este dreptunghi. Și ce înseamnă că e dreptunghi? Că două de două lată sunt congruente. Da. Diagonalele sunt congruente. Se înjumătățe și așa mai departe. Da. Deci latura asta cu cine este obligată? Cu un A. Da. Cu un A. Deci asta cu asta și asta cu asta, da? Da. Ei, noi trebuie să arătăm că NM plus MP egal constant. Dar nu uita că ți-am mai dat în ipoteză că triunghiul este de care? Dreptunghi. Dreptunghi și? Și isoscel. Deci dreptunghi și isoscel. Da. Ce înseamnă asta? Că unghiurile de la bază sunt egale. Unghiul are 90 de grade și da. AC este congruent cu AB. AC congruent cu AB. Da. Ce părere ai de triunghiul ăsta B în M? Este un triunghi echilateral. De ce echilateral? Păi măsura lui B este de 60 de grade. De unde a spus? Cine a spus că e 60? Universul în ipoteză. Nu, nu, nu. Cât este B-ul? 45 de grade. Și cealaltul Q? Tot 45 de grade. Deci B-ul și Q-ul de 45 de grade. Da. Da? Și atunci? Este isoscel. Deci triunghiul este? Isoscel. Am drept. Două și B, N, M și N, N și asta, N, P, C. Asta ce înseamnă? Cât este N, M? Cu cine este egal N, M? N este egal cu B, N. Cu B, N. Da. Deci N, M este egal cu B, N. Da. Și atunci, noi ce trebuie să arătăm? Trebuie să arătăm că N este congruent cu M, P. Adică N, M plus M, P este constantă. Adică? Dacă N, M este cât cine? Cât B, N, B, N. Cât B, N. Asta cât asta. În loc să spui N, M, de fapt cine vrei să spui? B, B, N. B, N? Da. Deci B, N plus cine să fie constant? B, N plus? N, A. Plus N, A. Și B, N plus N, A cât este? B, A. Păi, și B, A și se modifică vreodată dacă îl mișc pe M, B, în stânga? A, nu. Pe... E totdeauna la atunci. Asta era la urmă. Deci care au fost etapele? Hai să vedem. Păi a trebuit să arătăm că NMPA este dreptunghi. NMPA. Dreptunghi. Să arătăm că BN este congruent cu NM. Deci din faptul că e dreptunghi,
M în P, l-ai mutat în A. Da. Și cum ai avea cât de triunghiul ăsta este și isoscel. Da. Atunci M este cât N, B. Da. Și a spune N, M plus M, P. N, B plus M, P egal cu A, N plus N, B. A, N plus N, B. Da. Deci asta a fost rațiunea. Da. Și atunci, cum redactăm? Ce spune? Păi, trebuie să arătăm că este dreptunghi. Deci, demonstrație, da? Da. Ce spune? În ipoteză, avem clar aceste lucruri. Cum începem? Trebuie să arătăm că nu este pătăt. Deci, să spunem că măsura lui P este de 90 de grade. Adică? Spunem M, P, perpendicular pe acest. Da, M, P, perpendicular pe acest. M, P, perpendicular pe acest. Ce înseamnă de aici? Dacă te-a că măsura unghiului P este de 90 de grade. Deci măsura lui P egal cu 90 de grade. A, pe de altă parte, mână, mână, cum este? Mână este perpendicular pe bâa. Da, asta înseamnă că măsura lui... Este tot de 90 de grade. Nu, e fapt tot 90 de grade. Ce înseamnă dacă 90 și 90? Din cele două rezultă că A este dreptunghi. Și cum aveam și în ipoteză că măsura lui A, măsura lui A egal cu 90 de grade, din ipoteză. Din cele trei rezultă că figura care este aici, MNAP, dreptunghi. Dreptunghi. Deci MNAP, dreptunghi. Și asta fiind dreptunghi, ce înseamnă? Mână rezultă de aici că mână este cât și cine? Mână este congruent cu AP. Cu AP, da. Și că NA este congruent cu MP. Da, congruent cu egal cu MP. MP. Și atunci mână plus MP. Deci, mână plus N, P. Mână plus M, P. Egal cu, în loc de mână plus M, P. Mână plus N, M, P. Deci, mână plus M, P, cum ne cerea, nu o să arătăm. Da. În loc de mână, ce să spun? Nu, a scris mână plus N, M, P. Plus mână, plus mp. 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 Înseamnă. În loc de mână pot să spun... Bene. Bea. În loc de mână pot să spun... Bea. Dar mai trebuie să mai răspund că BN este cât mână. Da. Trebuie să mai adaug asta. Din ce motiv? Fiindcă triunghiul mai adaug de sub. Cum triunghiul... Triunghiul BAC a fost ce fel triunghi? BAC. Isoscel. Isoscel. Rezultă că... Rezultă deci, că... BNM este și isoscel. B... Triunghiul BNM isoscel. Și din isoscel rezultă că... și BN... BN este congruent cu NM. Așa. BN... egal cu NM. Deci până e egal cu NM. Și atunci din astea două, când fac suma mână, atunci mână care e egal cu cine? Mână cu BN. BN. Plus mână plus BN. Mână plus MP. Plus MP. Egal cu. În loc de mână plus, înseamnă bână și plus, în loc de MP, o să spun N-A. N-A. Plus N-A. Și cât îmi dă? B-A. B-A. Și e ca constant. B-A nu se modifică. Iar rămâne tot timpul aceeași. Și asta era problema.
Ia să vedem asta. Mai am 21 și 24. Te rog. Dreptunghiul ABCD cu AB mai mic decât BC. Aici desenăm. Deci în ipoteză. Dreptunghiul ABCD. Avem că ABCD. Dreptunghi. Da. Diagonalele fac un unghi de 60 de grade. Care sunt diagonalele? CA și BD. Deci AC intersectează BD și egal punctul O. Da. Deci se intersectează punctul O. Da. Și atunci? Și pe piciorul perpendicular. Deci dacă se intersectează în punctul O, am spus că unghiul acela e de 60 de grade. Da? Hai să fac și eu un desen. Deci A, B, C, D, A, C, intersectează B, D, în punctul O. Da. Și avem punctul ăsta de 60 de grade. Deci avem că unghiul C, O, B, cop. Da? Sau A, O, D, da. În unghiile. Hai să zicem BOC, BOC, egal cu 60 de grade. Mai departe, ce spune problema? P, piciorul perpendicular e dus pe D, pe diagonala A. P, piciorul perpendicular e dus pe diagonala AB. A, B, AB, diagonala nu. Pe diagonala AC, AC. AC. P, încă o dată, P, piciorul. P, piciorul perpendicular e dus pe D, dus din, din D, D, așa. Din D, pe diagonala AC. Uite. Asta e diagonala C și duc perpendiculară. Ce înseamnă perpendiculară? Drumul cel mai scurt. Da. Aici e punctul P. Da, am înțeles. Deci mă adaug în ipoteză că DP, DP e perpendiculară pe AC. Pe AC. DP e perpendiculară pe AC. Da. Vă arătați că AC e egal cu 4AP. AC e egal cu 4, în concluzie. Da. AC egal cu 4 A, C. Deci AC egal cu 4 A. A, C e de 4 ori A, P. Fă-ți un plan de lucru. Deci figura este dreptunghi. Da. Știu că diagonalele sunt egale. Diagonalele sunt egale. Ce mai știi la dreptunghi? Numai că sunt egale. Că sunt egale și... De la paralelogram. Da. La paralelogram mai era una, o idee importantă. Ce se întâmplă cu diagonalele? Se înjumătățesc. Păi, foarte important. Oi la mijlocul la ce? Da. Și că unghiul ăsta de cât de grad este? De? 60 de grade. Dacă A, oi cât o ce și toată D, B era cât A, ce, cum este A, o cu D, U? Congruentă. Egale, da? Da. Da, sunt egal, congruente. Da. Păi ar trebui să arăt că P este în mijlocul lui AO. Așa ți-ar trebui. Adică ar trebui să iau spre comparare triunghiule. Stop, gândește-mă un pic. Nu degeaba ai triunghiul la 60 de grade. Și știi că DO e cât OA. Știi că DO e cât OA. Ce fel de triunghi este DOA? Este isoscel. Isoscel. Și are un unghi de 60 de grade. Este echilateral. Și dacă este echilateral, într-un triunghi echilateral, înălțimea, ce este? Jumătate din... E și mediană, da. Și mediatoare de toate. Deci, pe unde pică? Pe mijloc. Păi la mijloc. Da, la A, pe, nu e așa, că nu are unghi de 60 de grade. Da. N-am făcut desenul perfect, n-am știut ipoteza. Da. Deci pui la mijlocul lui AU. Da. Adică pui... Congruent cu PO. PO. Și cum? AO e congruent cu OC. Rezultă că AP congruent egal 4 ori AP. Nu, AC egal cu 4 ori AP. Clar. AC egal cu 4 ori AP. Da. Că AO e de 2 ori AP. Da. Iar tot AC e de 4 ori AP. Știi, n-am problemă. Da. Redactăm cum spunem.
triunghiul DOA. Triunghiul. Deci DOA este echilateral. Dar cum îmi spun că este rezultat din raționament. Triunghiul DAO are DO congruent cu AO. Deci pe când de ABCD ce este? Dreptunghi. A, B, C, D, dreptunghi. Atunci, știm noi că într-un dreptunghi se întâmplă ce? Diagonalele sunt egale. Deci AC egal cu D, egal cu D, B. AC e cât de B. Da. Și mai știu că DO și că diagonalele se înjumătățesc. Sigur că da. Și că AO, AO este AO egală cu sau AC pe 2 egal cu AO. Sau așa, sau AO egal cu OC și DO, DO egal cu OB. OB. Din astea trei rezultă că DO este cât AO, DO congruent. Congruent sau zic și egal cu OA, OA. OA. Și că OC congruent cu OB. De acord, dar nu mai concentrez aici. Și cum măsura lui? Măsura lui O este de 60 grade. D-O-A. 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 Egal 60 grade. Din cele două, reiese că? D-O-A este echilateral. Triunghiul D-O-A echilateral. Și atunci D-P era D pe înălțime. Da. Rezultă din cele două, că înălțimea într-un triunghi echilateral este și mediană, da? Da. Rezultă că AP e egală cu cine? Cu P. AP egal cu PC. Cu, da, nu, cu PO. AP egal cu PO, pare. Cu PO. Și cum, da. Și egal cu, dacă vrei, cu AP cu PO. O P și O C. Și nu, O. Deci și egal cu, dacă putem spune așa, O P și P C. Și cum A, O este cu tot ce, nu? Avem și chestia asta. Dar nu puteam să spun că, deci AP egal cu PO, egal cu O P, egal cu P C. Egal cu O P. Egal AP, cu PC. Egal cu PO. Egal cu OP. Da. Și cu PC. Și cu PC, tot așa. Nu, mă gândeam că, de exemplu, ar fi și pe partea cealaltă. Păi nu, atunci, hai să-mi spune, AP, egal cu PO, ai zis bine, da? Da. Da. Bun. Și dacă vrei să zici raport cu AC tot, câți de al de A? 4. De OP fac 4. Dar să vedem cum traducem aici. E zis așa. A, P egal cu P, O. Da. Da? Păi acum trebuie să spun că AO este egal cu OC. AO egal cu OC. Și mai aveam asta, da? AO egal cu OC. Atunci rezultă că AO egal cu OC. Că OC este egal 4 AP. Că AC face de două ori AO, tot AC-ul îi face de două ori AO, da? AO, 2 de-al de AO și egal mai departe cu 4 A. 4 A, okay, da? 4 A. Și terminată de problemă. Da. Nu mai am avut două și l-am făcut că era ușoară. Bun. Mai am una. Te rog. 24. De la aprofundare și performanță. Să vedem. În triunghiul dreptunghi KBC, da. Nu are 90 de grade și B 30 de grade. Deci în triunghiul, în ipoteză, avem ce? ABC dreptunghic. ABC dreptunghic, adică măsura lui A. Egal de 90 de grade și alui B de 30. E dreptunghi și cu un unghi ascuțit de 30 de grade, da? Adică B. Și măsura lui B.
Egal cu 30 de grade, și? Bisectoarea CD a unghiului C. CD. Bisectoarea unghiului? C. C. Și D aparține lui AB. Așa, iar D aparține lui AB. AB. DM perpendiculară pe BC. DM perpendiculară pe BC. Iar prin M se duc paralele MN și MP. MN paralel cu AC. AC, da. Și MP cu AB. MP paralel cu AB. AB. Să se arate că A, A, N, M, P este dreptunghi. A, N, M, P, dreptunghi. Da. Și B, A, M, congruent cu N, P, egal cu B, C, supra 2. A, N, congruent cu B, C. B, C, nu. Deci A, N, A, M, A, M, congruent cu N, P. Nu, deci am egal cu NP și egal cu BC supra 2. Așa, da? Da. Și atât. Deci, un triunghi dreptunghic. Eu l-am făcut cu A în jos, că mi-era mai ușor. Eu fac tot timpul așa, o să vezi și tu de ce. Cu unghie... Cum? Așa? Eu ți-o fac așa atunci, hai. Deși totdeauna în figure, așa se fac. Da? Dacă tu zici așa, să fac așa, cu unghiul ăsta în sus. Da. Care? Unghiul ăsta e 60? Dacă ăsta e 30, celălalt e 60. Cel 90. Cel 90 în jos. Da. Dar cu unghiul... Cum ai făcut? Cred că așa. Asta e. Așa ar veni. Așa, figura ta. Cum mă uit la figura ta să văd cam cum ar fi. Da? Deci, hai, să zicem. Dar puneți invers. Păi, dar nu poate. Bă, da. În momentul în care am pus invers, unghiul în partea cealaltă. Și hai să-l pun așa. Atunci citești tu figura. Da. Mă duc pe modelul tău ca să... Așa fac și eu invers. Hai, fă-și ca dumneavoastră. Nu, fă-l invers cum îi place. Ok, bine. Îmi face să așa, că păi totdeauna așa se desenează, sunt de drept în sus. N-am văzut cu... Păi că n-ai echiat la tine. Dar n-ai un... n-ai un echiat, n-ai. Așa face. Deci triunghiul A, B, B o parte de 30 de grade, da? Cum zice, problem B-ul e de 30 de grade. B și aici ce? 60 de grade și ăsta de 30 de grade. Așa. C de bisectoarea unghiului C. Deci C de bisectoarea unghiului C de pe AB. DM perpendiculară pe BC. DM perpendiculară pe BC. MN paralelă la AC. MN paralelă la AC. MN paralel la C și MP la AB. Și MP la AB. Așa. Să arăt că în ANMP este dreptunghi. Deci asta e paralel cu asta, asta e paralel cu asta. Să vedem cum... E
ies acolo. Deci cum mă judecă? Ce de seară ca nu mă pur... Deci noi am dus asta în paralel cu asta. Da. Și asta de aici paralel cu cealaltă. Ce este figura asta în care laturile opuse sunt paralel două pe două? Este un... Dreptunghi. Nu. Paralelogram. Păi nu știm care 90 de grade. Și paralelogramul cu noi drept? Este dreptunghi. Ce trebuie să dreptă? Este dreptunghi. Păi și la fi, nu? Da. Deci, am dus paralel așa, am zis, paralel așa, deci sigur ar fi paralelogram și are un drept, paralelogramul până în drept este dreptunghi. Aaa, să vedem deocamdată, punctul următor. Punctul următor, păi am, nu e congruent cu un lucru, pentru că diagonalele dreptunghiului sunt mereu congruente. Deci, totdeauna atunci, asta se întâmplă, da? Am, și cu nărpul sunt congruente. Da, și unul se găsește la mijlocul lui CB. De unde știu? De unde știu că se găsește la mijloc? Ura. Pentru că dacă aș arăta că M este la mijlocul lui CB, aș arăta că AM este... Dar unde ați spus problema? Cum a fost? Am dus bisectoarea. Perpendiculara. Din D. Da. Și când ar fi... ca la mijloc. Dacă ar fi triunghiul ăsta C, D, B, ce fel de triunghi să fie? Echilateral. Nu neapărat. Poți fi și isoscel. Da. Că noi din D. Dacă putem... A, este 30 cu 30. Păi măsura unghiului... Nu, eu știu că măsura unghiului C este 30 de grade. A lui B. Și al C. De ce? Pentru că bisectoarea din C este D. Adică C e 30-30. Ah, foarte important. 30 aici, 30 asta. Da, și atunci D, măsura lui D este 180 de grade minus 60. Adică 120 de grade. Dar nu mă interesează. Ce fel de triunghi este C, D, B în care unghiul de aici? Isoscel. Asta era important. Deci din bisectoare... Știu că C, D este congruent cu... B. Da, păi acum din, a știu că este trimis isoscel. D, M este mediatoare mediană. Și M unde se află? Și M se află pe mijloc. Așa. A, M este, pleacă din vârf. Și se unește cu M. Arătând că este mediană. Deci, A, M trebuie să fie de ce pe doi, adică M să fie la mijloc. Avem că mâine da. În joc. Sigur asta, da? Păi, într-un fel, cum ar fi că AM, mediana este jumătate din ipotenuză. Păi nu, asta și asta este. Într-un triunghi dreptunghic, mediana e jumătate din ipotenuză. Și gata, problema. Da. Da? Deci asta era. Hai să le tractăm. Eu la desenul zice pur și simplu. Deci, de aceea, scoare, mereu spun, faci așa figura că este mult mai relevant. Vezi, e mult mai bine. Nu întâmplătoare. Spun asta. Da? Vezi ăla. Deci cum o zice? Mână paralelă cu... Mână paralelă cu... AC. Mână cu AC, nu? Cu așa zis. Am zis paralelă, mână la AC. Da. Ori zic cu AP, ori zic cu AC. Cu AC, cum zici în figură. Problema. Da. Mână cu AC. MP. Paralelă cu? Cu AC. Cu? AB. Cu AB. Acolo, din ce?